Salutare, stimați prieteni! Iată, suntem deja în luna mai, o lună călduroasă, frumoasă, o lună în care dăm startul sezonului de frigărui, soare, petreceri, în care abia așteptăm, de exemplu, cireșul să înflorească, așa cum este acesta din spatele meu, eu acum aflu în curtea mamei soacre. Și totodată este o lună în care tragem linia sezonului de răcire. Este un sezon care ne-a uimit cu scumpiri foarte mari, este un sezon care i-a trezit chiar și pe cei mai sceptici dintre noi și pe cei care credeau că 5 cm de termoizolație deja e suficient. Eu cred că cel puțin o dată în acest sezon de încălzire v-ați gândit cum puteți să înjumătățiți facturile, cum puteți cu investiții mai mici să obțineți rezultate termice mai bune. Eu, de exemplu, am simțit-o pe pielea mea. Am simțit-o deoarece am fost chemat cam des sezonul acesta la diferite consultații, la diferite inspecții termografice și intuiesc că în acest sezon mult mai multe persoane se vor termoizola, indiferent de vorbim de acoperiș, mansardă, pereți, fundație, pardoseală și așa mai departe. Nu trebuie să fii inginer sau expert în a te termoizola corect și eficient. Trebuie doar să știi câteva reguli pe care eu o să vei le expun în acest video. Sfaturi care sper din tot sufletul să vă prindă bine. Așadar, să începem! Pentru început, pe scurt, haideți să ne aducem aminte câte ceva despre căldură. Iată, vedem o imagine reprezentativă. Eu cred că ceva asemănător ați mai văzut și în alte surse. Dumneavoastră, la sigur, cunoașteți că dintr-o încăpere încălzită, cum avem în stânga vreo 20 de grade, iarna căldura se pierde spre exterior, unde sunt, în acest exemplu, minus 10 grade. E și firesc. Din punct de vedere fizic, căldura mereu tinde spre unde ea nu există, deci spre frig, deci din casă, afară. La fel de bine, cred că deja cunoașteți că cu cât pereții casei, acoperișul, mansarda sau alte structuri sunt mai groase, cu atât căldura se pierde mai puțin. La fel, cred că ați mai văzut diagrame de genul dat unde se arată că transferul de căldură, acea pierdere, are loc anume prin pereții casei, care, repet, poate fi fundație, soclu, acoperiș, tavan, mansardă, ferestre, uși, sisteme de ventilație și alte locuri. Deci de la plus 20 la minus 10, tranziția are loc în perete, în tavan, în acoperiș sau în orice altă structură. Iată de ce în mai toate fișele tehnice ale materialelor de termoizolație, cât și acoperișe, tavane, izderie și așa mai departe, peste tot întâlnim coeficientul de termoconductibilitate, adică lambda, care reprezintă conductivitatea termică a unui material. Cu cât lambda unui material este mai mic, cu atât mai puțină căldură se transferă prin acel material. De exemplu, plăcile PIR sunt pe la 0021 W/m Kelvin, polistirenul pe la 0035, vata pe la 0040 W/m Kelvin și tot așa mai departe. Deci, marea atenție aici, acum, este îndreptată anume conducției sau termoconductibilității. Și anume, să alegem materiale care sunt mai puțin conductibile termice, ca să lăsăm cât mai puțină căldură să treacă prin ele sau prin acoperiș, fundații și așa mai departe. Însă, mai băieți, fizica e fizică. Da, legea lui Fourier ia în calcul mai că doar conducția termică, însă există și alte legi ale fizicii și eu, de exemplu, mă întreb de ce nu se acordă o atenție mai mare conducției și radiației. Ele, la fel, sunt fenomene prin care se transferă căldura, nu-i așa? Doar atunci când o să înțelegem exact cum se pierde căldura dintr-o casă prin conducție, convecție și radiație, prin toate cele trei moduri, doar atunci o să înțelegem mai bine tot acest fenomen și o să putem lua decizii mai corecte, mai eficiente și uneori chiar și mai ieftine. Deci cum real se transferă căldura sau se pierde căldura dintr-o casă spre exterior? Inspirându-mă dintr-un manual de culegeri de probleme transfer de căldură, conducția termică a unei universități tehnice din Iași, desenul anterior puțin l-am îmbunătățit în așa mod încât să înțelegeți imaginea întreagă. Așadar, în mod real, căldura din casă se pierde în felul următor. Prin radiație și convecție, aceasta ajunge la perete sau acoperiș, tavan, pardosean, nu contează. Apoi, prin conducție, migrează prin structura peretelui sau tavan, etc., etc.
și apoi iar prin radiație și convecție pleacă afară. Adică, prin Q1, radiația termică ajunge la peretele exterior de la mediul înconjurător, adică căldura de la sursa de căldură din casă. Orice colp de căldură radiază căldură. Noi oamenii, caloriferul, încălzirea în partea socială, un șemineu de foc, o ceașcă de cafea, orice obiect cald emană radiație, nu doar soarele. Prin Q2, adică prin convecție liberă, de la aerul cald către peretele exterior, adică aerul din casă cu o anumită temperatură și acea căldură din aerul casei se transferă și pe suprafața peretelui. Apoi prin Q3, adică deja prin conducție, abia aici apare conducția, căldura pleacă prin perete spre exterior. Iar aici e important deja lambda acestor materiale. Și doar aici. Ca apoi când ajunge la exterior, căldura prin Q4 și Q5 radiază la exterior, de asemenea prin convecție, adică prin aerul încălzit de perete, se duce în exterior. Desigur, schema dată este foarte simplificată. Contează foarte mult umiditatea, viteza vântului, densități, greutăți, inerție termică, stratificație. Însă, într-un mod mega simplificat, sper să înțelegeți că anume așa căldura pleacă din casa dumneavoastră. Abia după ce am înțeles mai bine fizica construcțiilor și schema dată, abia atunci am înțeles mai bine eficiența izolațiilor reflective. Și acum apare întrebarea, sunt aceste izolații o soluție? Oare sunt ele atât de eficiente? Am realizat despre izolațiile reflective 3 videouri în trecut. Am explicat cum funcționează, însă pot fi acestea o alternativă la izolare obișnuită cu vată minerală sau polistiren, de exemplu? Poate o folie reflectivă ca aceasta să înlocuiască chiar și o bună parte din grosimea termoizolației principale? Teoretic, da. Cum? Haideți să privim încă o dată desenul anterior. Deci dacă ne imaginăm că am montat aici o izolație reflectivă, spre exemplu Isol Air Thermo, cu strat dublu reflectiv, atunci ea, având o reflecție a radiației foarte mare, noi teoretic oprim o cantitate enormă de căldură ca să nu ajungă la peretele nostru, unde mai departe deja intră în rol conducția materialelor, adică lambda și grosimile de termoizolație. Deci, minimalizând radiația ce ajunge la acoperișe, tavane, pereți, etc., căldurii nu îi rămâne decât o doză mică de radiație să fie absorbată. Plus îi rămâne și convecția. Deci, teoretic, ar trebui să funcționeze. Termoizolații reflective sau reflexive sunt de mai multe tipuri. Însă una bună pe care eu o recomand este Isol Air Thermo. Este un produs pe larg răspândit în România. Se va extinde probabil și în Republica Moldova, știu că se fac comenzi chiar și din Europa pentru acest material. Am și eu o rolă de genul dat, care va fi într-un viitor oarecare folosit la un obiectiv anume, însă până atunci o să tai o anumită bucățică și o să o folosesc la experimentul care o să vă-l prezint în câteva clipe. Totuși, până atunci, dacă vreți să folosiți acest material, iată website-ul acestora, după cum v-am obișnuit, la materiale bune pe care eu le folosesc sau chiar mi se par cu adevărat bune, nu fac un secret să le ascund. Și apropo, vreau să menționez că nu toate foliile care au strat de aluminiu, nu toate foliile se comportă la fel, nu toate au aceeași calitate și aceeași eficiență. Deci, studiați bine produsul și studiați bine fișa tehnică. Ok, acum haideți să ne mutăm pe șantierul casei pasive să vedem ce a ieșit din experimentul nostru. Așadar, ne-am mutat pe șantierul casei pasive și aici am improvizat o astfel de structură. Deci ce avem aici? În partea stângă avem 10 cm de vată minerală cu o folie de Isol Air Thermo, folie reflexivă. În partea dreaptă avem 20 de cm de vată minerală. Vata minerală am luat aleatoriu, dați să vă arăt, e de 10 cm, ia ca așa, și aici am pus două de 10, aici una de 10. Și folia reflexivă Isol Air Thermo, care am prezentat-o anterior, este de genul dat. Este reflexivă cu strat de aluminiu pe ambele părți, are și ceva bule. Bulele alea mai ajută și ele un pic din punct de vedere termic. Este o folie care nu se rupe chiar așa ușor. Părerea mea, este o folie bună. Și haideți să vedem
poate oare folia de aluminiu să substituie 10 cm de vată bazaltică când vorbim de transferul de căldură? Eu ce voi face? Aici am improvizat un grătar, îi voi da focul, am pus două plăci de metal pentru ca flacăra să nu atingă suprafața de jos a izolațiilor și să nu o deterioreze. Când focul va fi destul de suficient de mare, voi pune această structură aici și cu o cameră cu termoviziune voi filma temperaturile de la suprafață, dându-mi astfel seama care soluție este mai eficientă. Deci, ca și în cazul oricărui de experimente biologice, chimice și așa mai departe, se duce o anumită stare la maxim și la temperaturi mult mai mari pentru ca să vedem un efect care în mod normal are loc într-o perioadă mare de timp, aici într-o perioadă cât mai scurtă. Deci, să-i dăm drumul. Au trecut vreo câteva minute, focul s-a mai domolit, am mai pus vreo câteva cărămizi și am pus structura noastră deasupra. Cu un aparat FLIR E8, este un aparat semi-profesional, dacă poți zice așa, voi face măsurările de rigoare, ce temperatură avem pe suprafața, nu știu dacă se va vedea, pe suprafața aici și aici. Deja imaginile o să vi le arăt în continuare. Așadar, pentru început, suprafața vatei bazaltice, unde avem folie reflectivă plus 10 cm de vată, avea o temperatură de plus 27,4 grade Celsius, iar pe suprafața vatei, unde avem 20 cm de vată bazaltică, aveam plus 25,9 grade Celsius. Prima impresie este că teoria ar funcționa. Nu știu dacă se va vedea, dar sper că se vede. Folie de izolator. Aici este vata. Sper că s-a văzut. Așadar, mai așteptăm puțin și mai tragem câteva poze de dragul sau în numele științei, să zic așa. După alte câteva minute, în stânga aveam plus 28,8 grade, deci s-a mai încălzit puțin, iar în dreapta plus 27,7 grade Celsius. La fel, un pic s-au mai ridicat și aici temperaturile. Am mai așteptat puțin și am mai făcut câteva cadre și folia reflectivă plus 10 cm de vată obținea o temperatură de 29 de grade Celsius, iar 20 cm de vată 29.1 grade Celsius. Deci e cam pe aici, e cam egal și spre surprinderea mea, cel puțin conform acestui experiment, nu e mare diferență între folie cu 10 de vată, folie reflexivă cu 10 de vată, cu versus 20 de vată. Dar mai așteptăm. Oricum, focul un pic s-a extins și pe lemnul acesta. I-am turnat puțin apă să nu se extindă. Aici e peste 200 ceva, 300 ceva de grade. După cum vedem și în această imagine, noi vom mai aștepta încă puțin și vom face totalizările. Am mai trecut ceva căldură prin ambele structuri și în stânga aveam deja plus 30,4 grade Celsius, iar în dreapta 29,9 grade Celsius. Am mai tras câteva cadre, însă sensul a rămas același. Temperaturile erau practic echivalente, putând astfel demonstra faptul că da, o folie reflectivă izolator termo poate substitui o bună parte din termoizolație. Și aici atenție, eu am montat folie reflectivă și pe ea direct am pus vată bazaltică. Dumneavoastră puteți folosi acolo vată de sticlă sau de alt tip. Dacă dumneavoastră însă o veți monta cum recomandă producătorul, adică fiind încă și un spațiu de aer între vată și acea folie, teoretic rezultatele pot fi și mai bune. Acest lucru înseamnă foarte mult, mai ales când aveți de termoizolat tavane, acoperișe, mansarde sau alte structuri, unde fie nu aveți unde să puneți grosimi prea mari, fie bugetul dumneavoastră este puțin mai limitat. Eu desigur aș fi bucuros ca experimentele de genul dat să fie făcute de universitățile din țară, cu senzuri și cu de toate, însă așa, în condiții casnice, cum puteți face și voi, cred că am putut trage niște condiții. Vă aștept părerea dumneavoastră în comentarii. Și nu uitați, termoizolați-vă cu cap. Pe curând!